Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de seară, ediție specială. Alături de mine în platou se află domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Titlul emisiunii: proiecte și investiții pentru Suceava. Pentru că există și proiecte și investiții, domnul primar, chiar dacă la începutul emisiunii ați fost oarecum pesimist, ați arătat că există niște probleme. Deci, domnul, problemele sunt în felul următor. Eu sunt nevoit să fiu realist. Nu prea suntem obișnuiți dumneavoastră să spuneți că... Fim realist. Nu vremurile sunt grele, nu la primărie. Vremurile sunt grele. M-am dat câteva cazuri, da? Am credit, dar probabil nu pot să-l folosesc. Da. Agenți economici care, mă rog, lucrează două zile, stau la ușa primăriei să iei bani. N-au potență financiară să suporte până vin bani și așa mai departe. Dar eu am spus-o și altădată și eu, din felul meu, sunt pozitiv. Judec mai pozitiv, sunt optimist, dar vă spun că asta este realitatea. Vremuri sunt grele. Deci ideea era următoare. Când vremuri grele, totuși la Suceava să mai fac niște investiții. Asta era ideea. Păi mergem cu... Cartierul Europa. Cartierul Europa, un cartier care prinde viață în zona de alul Tătăraș, un cartier modern, spun eu. Lucrăm acolo la amenajarea de drumuri și parcări. De asemenea, lucrăm la alimentarea cu energie electrică. Avem apa și canalizarea în zonă. Vreau să vă spun că probabil municipiul Suceava este singurul oraș mare din țară care a făcut două cartiere pentru tineri la legea 15. Nu este ușor, pentru că în afară de terenul pe care trebuie să-l dai și primăria nu l-are, cu mare greutate l-am identificat, am reușit să-l găsim. În același timp trebuie aduse acolo utilitățile, care costă foarte mult dacă discutăm de drumuri, de asfaltări, dacă discutăm, așa cum am spus, de energie electrică, de apă, canalizare și, ca perspectivă, gaz metan. Sigur că apare și o invidie. Sunt alți locuitori ai orașului care stau în alte cartiere noi și n-au străzile asfaltate. Ori în aceste cartiere, așa ne-am angajat, așa prevede proiectul. Dacă discutăm de Burdujeni, de alu Tineretului, cartierul Tineretului de acolo, are toate utilitățile necesare și acum venim și cu gazul metan, pentru că este foarte eficient, sunt foarte multe case în zonă și pe studii de eficiență a celor de la gaz metan a reușit că este eficient să pună gaz metan la cartierul Tineretului de acolo. Și iată că, așa cum am spus, prin contur și cartierul Europa, mă bucur că în cele din urmă, după contestațiile de anul trecut, am reușit în acest an să demarăm lucrările acolo. Prima țintă noastră este să aducem energia electrică, pentru că dacă ai energie electrică, ai viață pe românești, îți tragi utilitățile în casă, poți la fel de bine, până vine apa, dacă, mă rog, branșamentul, să-ți montezi o pompă sau ceva, să găsești soluții în așa fel încât să, chiar la un moment dat, cei care termină să poată muta acolo. De asemenea, căile de acces la fel de importante și aici, așa cum am spus, lucrăm la drumuri de acces și la parcări în același timp în cadrul cartierului și, în ultimul rând, așa cum am spus, în zonă, pe proiectul de postul de mediu, este adusă apa și canalizarea. Urmează ca în perioada următoare să mergem pe aceste străzi, după ce curăim străzile, după ce facem străzile, să aducem și apa și canalizarea la fiecare stradă. Deci este un... chiar e o frumusețe când mergi în zonă, un cartier rezidențial, ca să se realitatea. Tineri care au muncit prin străinitate, treaba lor, mă rog, dispun de surse financiare și în același timp acești tineri au îndeplinit condiții la primărie, unde sunt are disponibilitate și sunt niște criterii destul de importante îndeplinit și nu în ultimul rând trebuie să faci dovada că ai 5.000 de euro în cont cu ce începe această lucrare. Deci este un lucru important și capăt de viață și vin în concordanță zona de agrement și cu cartierul, pun în valoare zona Tătăraș. Da. Domnul primar, știm foarte bine anii 2015-2016, primăvara și chiar parcursul verii, după ce am reușit, noi, comunitatea, primăria, să pozăm toate conductele în pământ, să mai strângem din praf, când a apărut dintr-o dată negrul asfaltului. Da? Despre asta vorbim, Mărășești, George Enescu, universității și așa mai departe, pasarelele, podurile, da? Lucrări mari. Acum, pentru anul acesta, doar, eu știu, cât 23 sau 30 de străzi
deci pentru asfaltat noi avem, și modernizat. De acord, deci avem un procent mare. Comparând cu anii trecuți, iar ne întoarcem de unde am plecat, la fonduri europene. Da. Aceste modernizări de străzi care s-au făcut în anii trecuți pe axul principal, pe Bulevardul George Enescu, pe strada Universității, pe strada Traian Vuia, trei străzi din cartierul Burdujeni Stat, trei străzi din cartierul Iscani, au fost toate pe fonduri europene. Din păcate, pe actualul exercițiu al fondurilor europene, nu este prevăzut, ne-au dat bani pentru coeziune, pentru crearea de locuri de muncă, pentru retehnologizări, pentru reabilitarea termică a blocurilor. Da. Și iată că un lucru care nu se mișcă deloc și sigur că am sesizat această problemă la toate nivelurile, inclusiv la discuția avută cu domnul președinte Klaus Iohannis, care a fost la Suceava, faptul că s-au alocat foarte mulți bani pe aceste proiecte de reabilitare termică, 30% din banii europeni sunt pe proiecte de reabilitare termică. Din păcate, așa cum sunt făcute proiectele astăzi, ghidul solicitantului, la nivelul asociațiilor proprietare, a locuitorilor, ei trebuie să vină cu un aport de 25%, acest lucru nu se întâmplă, este un fiasco acest proiect și nu numai la Suceava, la nivel național, sigur așteptăm anul 2019 în care se distribuie aceste sume. Tocmai de aceea spuneam că am avut o discuție cu Comisia Europeană și la Comisia Europeană am solicitat tocmai aceste lucruri, să putem redistribui aceste sume care nu vor fi folosite în cadrul axei de reabilitare a clădirilor rezidențiale, la axa 3.1A, așa cum este numit ea tehnic, în așa fel încât să putem folosi acești bani pe infrastructură unde sunt solicitări. Sigur că această solicitare n-am făcut-o numai eu, primarul la Suceava. Toți primarii municipii de reședință, în mod special orașele mari, au sesizat acest lucru și am cerut noi ca din banii europeni, în care Suceava are undeva la 40 milioane de euro, asigurați deja repartizați, să putem folosi 30% din acești bani pentru reparații de străzi, și aici intră reparații de străzi, parcări, intră poduri, podețe. Vreau să vă spun că pe exercițiul financiar trecut, și iarăși spun realitatea, și când mă exprimam la aceste greutăți care sunt, am primit 15 milioane pe fondurile europene pentru reparații de străzi, iar pe aceste exerciții 2014-2020, nicăieri nu este o poziție distinctă reparații de străzi. Noi mai prindem, de exemplu, la Iscani, prindem câteva străzi adiacente Iscanului, acelui cinematograf, ca zona, pe care vrem să o dezvoltăm în cartierul Iscani. Dar, în același timp, nu este o axă separată în care să poată fi folosită pentru infrastructură, un lucru pe care l-am sesizat noi primarii și sigur că este un lucru care ne dezavantajează pe toți. Cei de la Uniunea Europeană gândesc în alt fel. Zice, domnule, în primul exercițiu financiar v-am dat bani pentru reabilitarea infrastructurii. Acum vă dăm bani pentru creșterea nivelului de trai pe românește, pentru realizarea de locuri de muncă, pentru creșterea confortului, să facem, să reabilităm blocurile, să aducem eficiență energetică, să cetățenii să plătească mai puțin la încălzire, un lucru corect, dacă s-ar face această reabilitare termică, care are o... Dar pentru România, contribuția e totuși... Bine, aici putem judeca cu plus și minus. Deci vreau să vă spun că schema de finanțare este următoarea: 60% din bani la Uniunea Europeană, 15% de la Primăria Municipiului Suceava, 25% de la Asociații Proprietari. Din păcate, Asociații Proprietari nu dispun de acești 25% care trebuie făcut dovada că ai în cont ca să fie proiectul eligibil. Și asociația nu poate obliga proprietarul, de exemplu, bun, da? Poate să... noi suntem 90% suntem de acord. Autonomia lor. Acum este o lege care permite că, 60%, dacă sunt de acord, nu e problemă. Problema că n-au bani, în afară de hotărârea că iau. Trebuie să fac dovadă dacă pun bani în cont. Eu am făcut o propunere la întâlnirea cu primul ministru Grindeanu, care am avut-o la începutul anului și era acolo prezent și președintele Camerei Deputaților și a Senatului, să schimbăm, ce e stabil la Uniunea Europeană, ce e 60%, îi bătăm cu ea, așa a fost negociat. Dar cota de cofinanțare, 40% din partea română, ca să spun așa, să inversăm proporțiile. 25% să suporte primăriile, că este o sumă mai mare, și 15% să suporte asociații proprietari. Nu mi s-a dat răspunsul pe loc, dar am primit răspuns că Comisia Europeană nu este de acord cu așa ceva, pentru că se încarcă legea ajutorului de stat. Deci suntem
sigur, niște încorsetări de legislație. Când ești într-un club select, cum e Uniunea Europeană, cu toate avantajele și dezavantajele lui, trebuie să respecti regulile, nu ai încotro. Deci asta este legat de acest dezavantaj și automat răspund la întrebarea că această mare, mare proiecte de asfaltare care s-au făcut și mulțumesc Dumnezeu că noi am fost și... Domnul primar, s-au făcut. Deci, domnul, pasare la domnul podul. Bine că mai găsim noi acum defecte, că sare, că bate, că asfaltul... Eu vreau să vă spun în felul următor. Da. La întâlnirea pe care am avut-o la Piatra Neamț cu Comisia Europeană, am fost în mod expres felicitat municipiul Suceava și, evident, eu ca primar, pentru două aspecte. Faptul că pe exercițiul financiar 2007-2013 n-am avut niciun fel de problemă, faptul că noi am accesat aceste proiecte europene, le-am accesat de două ori. Și pe porul normal și porul suplimentar, în care am mai venit 8 milioane de euro, străzile de George Enescu, Traian Vuia, Mihai Eminescu, cel care le-am făcut în anul 2015. Corect. Sunt celelalte, deci pe exercițiul financiar 2007-2013, pe Moldova au fost ca punct de referință polul de creștere Iași, care e capitala Moldovei, asta e, ne place, nu ne place, are 300.000 locuitori. Și două poluri de dezvoltare urbană, Suceava și Bacău. Ori noi suntem din această tripletă, singurii care am accesat fondurile europene și suplimentar, nici pe fost exercițiu financiar 2007-2013, cei de la Bacău și la Iași n-au încheiat proiectele. Tocmai de aceea... Dar și comandamentele de marți. Da, bine, ajungem și la comandamente. Și o să le mai facem și anul ăsta, o să revidez, dar așteptăm să mai demarez niște lucrări, ca să avem și eficiență. Da. Problema este în felul următor. Deci faptul că noi am finalizat aceste lucrări, cei de la Iași, la Bacău, le-au finalizat, i-am invitat pe reprezentanții Comisiei Europene să vină în vizită la Suceava. Și a fost foarte politicos și a spus că nu merg în vizită la orașe unde nu sunt probleme, merg în vizită la orașe unde sunt probleme și să vadă ce se vede la fața locului. Da. Deci, ca să concluzionăm, este o mare problemă între strategia Uniunii Europene și, nu mai spun, neputința noastră poate deodată de a ne impune a noastră a României, a Guvernul României, de a ne impune în negocierile, în acordul cadru cu Uniunea Europeană, prin exercițiul financiar 2014-2020, ne-a pus în situația în care nu avem bani separat pentru străzi. Sigur, așa cum am spus, noi vom încerca pe acest centru multifuncțional la Ițcani să prindem niște străzi din zona respectivă. Pe ceea ce am anunțat, galul urban. Da. Pe galul urban, la fel, este posibilitate să accesăm niște fonduri, să pot depune fonduri de o municipalitate până la 7 milioane de euro. Sigur, prioritatea de baza noastră este de a realiza locuințe sociale pe galul urban. Avem o mare problemă și o criză de locuințe sociale la primăria municipiului Suceava. Din păcate, locuințe sociale care le avem sunt case vechi de unele din ele peste 100 de ani, care n-au mai fost reparate, n-au fost întreținute și spun și de ce. Ele sunt proprietatea primăriei, stau în chirie în ele cetățenii acolo, dar stau din generație în generație. Sunt care stau de 60 de ani. Deci au fost părinți, au luat în contract copiii, s-au schimbat generațiile. Sunt două categorii aici. Oamenii care au întreținut acele case și se mai mare plăcere, au bătut în fiecare zi câte un cui la acea casă, cum ar fi casa lui, și oamenii care au lăsat din izbeliște. Generație de generație, acum au ajuns într-o fază, dacă vrei să o repari, nu poți, pentru că în urma expertizei rezultă că a trebuit dărâmată. Persoana respectivă nu vrea să plece de acolo, în primul rând. Da, bun, noi găsim, nu știu, cămăruță la câțiva metri pătrați la un internat sau undeva. Dar nu vrea să plece dacă el are casă și curte. Și curte. Da, nu vrea să plece. Dar cade casa pe el pe românește. Noi nu putem interveni pentru că trebuie făcută demolarea casei după care trebuie construită. Avem chiar declarații date proprii răspunderi că își asumă riscul să rămână în casă. Ei, în acest sens, vom face locuințe sociale pe fonduri europene și aici avem pe galul urban o mare oportunitate. În același timp, tot pe galul urban putem dezvolta și niște reabilitări de străzi și vom merge, așa spune, în zone defavorizate. Noi aici vom încerca să încadrăm în cartierele care încă au multe străzi de pământ, ceea ce mă refer la Burdujeni, Sat și la Ițcani, în așa fel încât să putem asfalta o parte defavorizate. Sunt marginașii care așa și de și n-au fost legea defavorizate, nu trebuie să ne ascundem că nu le-a făcut drumul defavorizat, așa zic, are și Brașov, toată lumea are. Deci zone defavorizate sunt aceste cartiere marginașe. În cazul nostru este vorba de Burdujeni, Sat și de Ițcani. Burdujeni, Sat, care a fost sat, deși Burdujeni, Sat, dați-mi voie să vă spun, am fost zile trecute în Burdujeni, Sat și vreau să spuneți că chiar se lucrează. Iată că am terminat strada Eternității din cartierul Burdujeni, Sat și am primit
mulțumiri din partea oamenilor din zonă. Sigur, mai avem încă o parte a străzii Eternități, că e mai mare, mai lungă, pe românește să mai terminăm, dar tronsonul care l-am făcut a ieșit bine. În aceste zile se lucrează strada Lev Tolstoi, în Burdujeni, da. Sat, se lucrează, efectiv. Deci, iată că se mai lucrează, nu, că nu s-ar lucra. Și asta pe banii contribuabili, primării, din fonduri, da, proprii, din fonduri proprii ale primării. Da. Și vreau să vă spun că am făcut, sigur, un tur al Burdujenului. Sunt anumite zone, în zona Basilei Pârvan și alte străzi, în care sunt zone rezidențiale, niște case moderne, nu mai este poluare deloc, nu este poluare deloc, nu suferă nimeni, livezi înfloritoare. Deci este, așa cum am spus, o zonă rezidențială, practic, se dedică în cartierul Burdujeni Sat, în anumite zone de acolo, cu foarte multe case noi, cu tineri care lucrează în străinătate. Deci nu mai este, dacă discutăm de defavorizat. Așa, da, da. Așa este catalogarea din lege, funcție de numărul de străzi asfaltate, de, eu știu, alte utilități pe care noi le avem. Și alte criterii care, da, sunt în zonă. Deși da, avem acolo școli moderne, avem grădinițe moderne. Și vreau să vă spun că, de asemenea, la ora actuală se lucrează pe strada Constantin Moraru din Iscani. La fel, pe fonduri proprii ale primăriei se asfaltează această stradă. Este la licitație strada Vasile Bumbac, din spatele Consiliului Județean, o stradă care va finaliza, ca să spun așa, modernizarea zonei centrale a municipiului Suceava. La fel de important, suntem în faza de documentație pentru licitație la, pentru, mă rog, licitația pe strada Curtea Domnească, o stradă la fel de importantă în centrul municipiului Suceava, acolo unde a fost cândva modernizată, dar mă rog, au trecut mulți ani de zile de atunci, vreau să comentez, trebuie să facem o stradă modernă în zonă. La fel, avem foarte multe străzi pe care le avem în proiecte de asfaltare și aici mă refer la strada Bogdan Vodă și la Meni Sadoveanu, care la fel sunt bugetate pe fonduri pe municipalități. Din păcate, această licitație pentru aceste două străzi a fost din nou contestată. Se judică vreo 2 ani de zile. Se contestatare judică între ei. Merg la CNSC, la Curtea de Apel. Curtea de Apel ne-a impus să facem reevaluarea. Am făcut reevaluarea. Am dat din nou câștigătorul. Au luat la început. Iar s-a dus la CNSC. Nu mai comentăm. Am spus că legea achiziției Simona care lasă de dorit. De asemenea, se lucrează în acest moment pe strada Florilor din cartierul Burdujeni. O stradă pe care vreau să o fac, deși foarte îngustă și cu probleme, dar asta este situația, este vorba de strada Traian Popovici din cartierul Laniște. La fel, suntem în grafic, ca să spun așa, pentru cetățenii care sunt interesați de strada Traian Țăranu, așa cum am promis, vom face tronsonul principal la străzii Traian Țăranu în acest an. Acolo trebuie schimbată și conducta de apă, am aprobat în Consiliul Local indicatorii, urmează să schimbăm conducta de apă, după care să facem asfaltarea străzii pe fonduri proprii a străzii Traian Țăranu din cartierul. Sigur, și foarte multe, vă spun, continuăm ceea ce am făcut și anul trecut pe fondurile proprii, foarte multe parcări de reședință, cum am făcut anul trecut niște parcări foarte bune prin George Enescu, prin Opcini, în Burdujeni. Continuăm și în acest an, am avut și, nu vreau să mă întorc în zona politică, la un moment dat nu s-a aprobat în Consiliul Local inventarierea acestor parcări, a doua ședință, mă rog, am avut majoritate. Ca de obicei, la a doua sau a treia ședință, da, dar vreau să vă spun că și în acest an se vor întâmpla lucruri bune. Avem un buget destul de consistent de 200 de miliarde de lei la străzi. Sigur că acești bani sunt banii primării municipiului Suceava. Totuși, noi ne legăm speranța că vor veni și bani pe PNDL, pentru că strada Vasile Bumbac este PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, și acolo noi am mai prins mai multe străzi pe acest PNDL. Așteptăm să vedem lista sinteza lor. Acest contract pe Vasile Bumbac noi l-am avut semnat de anul trecut și avem asigurată finanțarea pe 14 miliarde de lei vechi de la bugetul de stat și restul pune primăria municipiului Suceava. La fel de important, lucrăm la locuințe ANL. Sunt cele 90 locuințe. Ajungem acolo, domnul primar. Domnul primar, pentru că mai vin niște înțepături pe SMS-uri și ne apropiem și de a doua pauză de publicitate și n-ar vrea să rupem chiar această problemă legată de locuințele ANL. Două chestiuni. Până la pauză de publicitate. Vreau să nu v-ați ferit, nu v-ați dat după Vișin în această chestiune legată de stația de epurare, cu problemele ei. Știm foarte bine că erau spanioli acolo, erau și nemți, Tisa și nu, n-aș da înapoi. Că este o întrebare, ce e cu stația modernă care provoacă aceste mirosuri? Știți, deci este o stație modernă. Nu v-ați ferit niciodată să, asta punctez eu, să răspundeți la această chestiune, că nu era noi, n-am licitat. Eu vă spun și vă dau și răspunsul. Deci, unul,
o bilă albă pentru municipalitate. Suntem unul din singurele orașe din România care am accesat acest proiect al reabilitării stației de tratare epurare pe fondurile de structurale. Sunt multe localități care nu au ajuns la capăt pe acest proiect de finanțare. Sunt au fost și proiecte care au fost practic finanțate prin Ministerul Mediului. Primăria Municipiului Suceava doar a fost beneficiarul. Cu toate acestea, noi am făcut tot ce am putut, acele comandamente și am scos-o la capăt. Doi, eu nu sunt specialistul. Domnul Groza, care este director general la CET și care eu îl respect pentru profesionalismul de care îl dovadă, susține sus și tare că aceste mirosuri nu sunt la stația tratare epurare. Fără să dau nume concrete, mai sunt activități industriale în zonă. Domnul Groza este omul care trebuie să răspundă și să clarifice aceste lucruri. El spune că nu este la stația noastră. Ca atare, nici n-am fost niciodată amendați, sancționați de Garda de Mediu sau de Agenția de Mediu pentru acest lucru. Deci, domnul Groza spune că nu e de la stația noastră de depurare, de la alte activități care, industriale care se desfășoară în zonă și în anumite momente când se fac refulările acolo, este acel miros. Sigur, eu ca primar sunt interesat să nu fie. Eu ca primar am și oameni suborni și am întors din nou la domnul Groza, la specialiști. Nu credeți dumneavoastră că Lungu a fost cel care a dat verdictul tehnic pe proiect. Dar nu fac de responsabilitate, cum a spus dumneavoastră. Dacă este o problemă, trebuie să o refacem. Dar domnul Groza susține sus și tare că nu este problema de la municipalitate, ci datorită altor activități care se desfășoară în zonă și care, sigur, n-au avut parte de procese de modernizare și produc aceste mirosuri. Și mai mult, ca sigur, ar trebui să ne interesăm sigur, și noi. Eu sigur că aceste... Eu sper că în perioada cât mai scurtă de timp aceste lucruri să se clarifice. În măsura în care este o asemenea problemă, sigur, tot specialiștii trebuie să vină să spună soluțiile care sunt. Eu zic că chiar avem o stație de tratare epurare modernă față de ce era acolo. Sigur, nici eu nu mă sunt fericit când sunt anumite perioade și miroase acolo, alertez pe toată lumea, merg echipele pe teren, iau la mână trasee, conducte, iar vă spun, aici trebuie să, domnul Groza, poate limitați o dată într-o emisiune, să explice el ce și cum, pentru că dumnealui, încă o dată spune, în calitate de specialist, spune că aceste mirosuri nu sunt la stația de tratare epurare noastră. Domnul primar, acum să ne relaxăm înainte de următoarea pauză de publicitate. Cum vedeți orașul Suceava? Că sunt unii oameni care insistă să împingă, nu este viziune, nu este așa. Da. Sunteți mulțumiți? Da. L-ați luat în 2004, da? Ca manager, da? Ca primar. E greu de răspuns? Sau nu, e foarte ușor de răspuns. E foarte ușor, deci da. Este o modificare radicală. Eu, din păcate, n-am această, mă rog, strategie de PR, să toată ziua să fac poze, să compar și nu știu ce. Deci, eu nu mă ascund, lumea știe, în perioada de vară am casă la Salcea, fac navetă la Salcea, iar n-am stau la apartament. Am venit acum de acasă. Orașul nu este aglomerat la această oră. Chiar este o plăcere să vii pe străzi din Suceava. Deci străzi modernizate, asfaltate. Da, mi-aduc aminte când nu eram primar pe la grupul școlar, ci grupe erau pe acolo, mergeam, noi făceam campanie electorală, puneam roabe cu balast ca să săpăm gropile. Da. Ori așa ceva astăzi la bulevardele principale nu mai există. Acum este asfaltat în Suceava, mai este. Eu zic că bulevardele sunt moderne, sunt trotuare moderne. Eu spun cu riscul de a fi subiectiv. A venit astăzi cineva la mine care lucrează în Elveția. Și m-am fericitat că n-a fost acasă o perioadă de timp și zic, domnule, ce frumos arată orașul. Vreau să vă spun cu un adversar politic de-a meu, unul chiar din cei mai mari adversari politici. A venit la mine și a spus, domnul primar, felicitări, niciodată n-a arătat orașul așa de bine, asta era valabil anul trecut, vara trecută, pe luna iulie. Deci, bulevardele principale sunt asfaltate, trotuarele sunt modernizate. Dați-mi voie să vă spun că, comparându-mă... Dar nu numai George Enescu, merge să pune vreo zgoasă pe oraș, să face acest ax principal, de la Burdujeni până la ieșirea spre Fălticeni. Da, și George Enescu, cu dalele scoase eu vă spun, cum era... Vă spun că, sigur că și aici nu fac o remarcă și am făcut-o și nu o fac cu răutate. Am lăsat dezvărit în acest an, am ieșit târziu cu florile și am făcut această observație celor la domeniul public. N-am fost mulțumit de modul cum a arătat în primăvară, mai ales că la prima strigare... Când iese, mă rog, iarba verde, noi trebuie să venim și noi cu mai multă verdeață, cu mai multe flori, cu mai multe lalele, dacă vreți, care dar și plantate, pământul scos, trebuie plantate din toamnă și că... așa mai departe. S-a intervenit destul de târziu în acest an și din acest punct de vedere n-am am avut nemulțumirea mea. Dar sper că o recuperăm prin răsadul care s-a pus în ultima perioadă și sper să transformăm... Începe să capete culoare. Începe să capete culoare.
Dar vreau să vă spun că este, nu eu spun acest lucru, este un oraș frumos, dați-mi voie să vă spun, și noi, că dacă noi nu credem că orașul nostru este frumos, aici nu spun mai decât ca primar. Eu nu spun că totdeauna spate mai frumos, dar comparativ cu, tot am văzut, mergeți la Bistrița, ziceți cum e. Da, am fost la Bistrița și eu știți că sunt așa de meserie, am fost la unul de la Bistrița. Nu am văzut să aibă Bistrița o esplanadă cum are Suceava. Am fost la Bacău și n-am văzut să aibă Bacău esplanadă cum are Suceava. Da, ce a spus Matei Vișnev când a văzut centrul Sucevi, ce a spus Matei Vișnev? Nu mai spun, dar Matei Vișnev poate să trăit în Paris. Deci dați-mi voi spune, în anumite perioade în an, în perioada sărbătorii de iarnă, parcă ești într-un aer vienez în centrul orașului. Deci Iașu, care sigur că are piața lui, piața Unirii. Dar vă spun orașul ăsta, da, la Botoșani, care are și la Vanaj, are un parc mare. N-au piață, e tăca noastră. N-au parcări subterane ca noastră. Hai să ne lăudăm și noi fiecare că tot spune, domnule, ne cumpărăm cu Iașu. Dar a făcut niște, dacă suntem Cotaș. Și dacă nu vrem să apreciem, s-au făcut niște modificări considerabile în orașul nostru, care duc la civilizație și lucrul cel mai important, sigur că de multe ori sunt complimente făcute așa de amabilitate, dar sunt oameni și pentru mine barometrul cel mai important, iarăși dau un exemplu, un om care lucra în America și n-a mai fost, sau în Canada, și n-a mai fost vreo 13 ani zile acasă. A venit la primărie prin iarnă și a zis, domnul primar, să vă fericit pentru modul cum arată orașul, cum s-a schimbat orașul în bine. Oricum s-a schimbat. Iată că acești oameni care au pe retină rămas cu o imagine, au păstrat acea imagine când a venit, a văzut transformări din oraș. Noi care stăm fiecare zi în acest oraș, poate nu, mulți nu vor să-l vadă. Fără dar și poate s-au făcut niște transformări în oraș, fără dar și poate aceste transformări au fost apreciate de suceveni. Eu vreau să le mulțumesc că mă suport, iată, de 13 ani primarul municipiului Suceava și nu este întâmplător că m-au votat de 4 ori pentru că s-a făcut ceva în oraș. Poți să păcălești lumea o dată, de 2 ori, dar nu poți să păcălești de 4 ori. Deci este clar că lucrurile se mișcă, s-au mișcat, se mișcă într-o direcție bună în Suceava. Încă avem multe lucruri de făcut, dar suntem în grafic cu celelalte orașe și eu zic că suntem deasupra mediei, dacă facem un clasament în România, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în Suceava. Sigur că puterea noastră economică, care nu totdeauna poate fi comparată, iar am mai avut o discuție cineva care... niște prieteni de-a mei, tot așa, spunea, domnule, la Cluj se poate, la Suceava nu se poate. Și am pus o întrebare, domnule, dar Universitatea de la Suceava, de ce nu e la fel ca Universitatea de la Cluj? Da, dacă facem aceste comparații. Da. Dar, domnule, nu s-a întâmplat la Cluj, la Cluj se poate, la Suceava nu. Ei, era un apropo administrativ. Da. Dar, domnule, noi ne cumpărăm cu Clujul. Cluj, care ați văzut că e oraș cu 300 de mii locuitori, toate investițiile acolo și Dumnezeu să dea sănătate lui Boc. Când a fost prim-ministru, a avut grijă de Cluj, Dumnezeu să dea sănătate. Nu vreau să comentez mai mult. De asta, după cât era nepopular ca prim-ministru, primar a fost ales. Pe viață, dacă vreți să rămână, pe viață i-a ales primar acolo, că a făcut pentru Cluj. A făcut pentru că a avut posibilități financiare când a fost prim-ministru. Asta e. Dar vreau să vă spun că avem și noi aturile noastre, dacă ne cumpărăm la categoria noastră. Dar nu mai vreau să intru amănânt, eu vă spun, oamenii care vin în Suceava și am avut anul trecut acel festival mondial de film, care a fost delegație peste 30 de țări. Sigur, ia spun, când oamenii vin, dar chiar au fost unii care s-au simțit bine la Suceava, care au apreciat Suceava, care au apreciat un lucru care spun, și mulți mai contestă, curățenia din Suceava. Deci, domnul, mă bucur că o jurnalistă, o prietenă de-a noastră, care a fost în țările calde. Doamna Dana Humoreanu, despre ea vorbim. Vă felicit pentru modul cât de curat orașul nostru. Da? A trebuit să facă o ședință de Maroc. Vine un cetățean care lucra la Roma. A început anul la mine și întreb, cum e la Roma? Deci, domnul primar, ce mizerie la Roma? Fai ce mizerie pe străzi. Băi, zic, nu la Roma, la Roma, da? Da, la Roma, știți ce mizerie. Fericită că orașul nostru e 10 ori mai curat. Deci, iată că, eu nu zic că o fi chiar așa, dar nici cum zic ceilalți. Mai este de muncit, adică sunteți obiectiv, nu puteți să spuneți că e perfect. Deci, adică este loc, totdeauna este loc și aici, dacă discutăm de curățenie, sigur că, iarăși, nu fug de responsabilitate, avem o problemă, faptul că avem restanțe la firma de salubritate, avem cel mai mic tarif de salubritate, de taxă de salubrizare din România, 5 lei de persoană, va fi majorată această taxă, vom vedea într-un context și cu noua groapă ecologică de la Moara, dar cu siguranță dacă vrem curățenie mai multă, trebuie să plătim mai mult. Asta este realitatea și va urma o scumpire aici, o scumpire, că nu e vorba de scumpire, cred că expresiunea cea mai fericită, o actualizare la inflație, dacă vreți, că acest preț e din 2006 și ar trebui să-l actualizăm și noi. Da. Luăm o nouă pauză de publicitate, revenim, doamnelor și domnilor, imediat.